Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul Vlad Nistor, vicepreședintele Partidului Național Liberal pe politică externă, apărare și siguranță națională. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Vă mulțumesc pentru invitație! A apărut în spațiu public informația acum că s-ar pregăti un pulci în interiorul Partidului Național Liberal de debarcare a domnului Ludovic Orban. Ce ne puteți spune despre această informație și care este, de fapt, realitatea? Da, vă pot spune destul de multe lucruri. Eu am văzut și eu ieri știrea, vă dați seama, toți ne uităm pe ăștia care avem preocupări de acest tip, fie că facem politică, fie că sunteți jurnaliști, fie că am fost cândva realizator de televiziune, orice facem conex politicii, o știre ca asta face senzație. Văzut și eu că ieri toate site-urile și unele televiziuni difuzau această informație, ieri, alaltă ieri. Interesant, e, pentru presă e o ocazie. Eu mi-am pus în prima clipă o întrebare, dincolo de detalii, pe care o să le discutăm imediat. Întrebarea mea a fost cum se poate întâmpla ca un grup de cetățeni, membri ai Partidului Național Liberal, dacă ei cumva ar exista, organizați, să îl debarce, înțeleg, pe președintele actual al partidului. Pentru că din punct de vedere statutar, chestia aceasta nu se poate întâmpla decât în două situații. Aceea în care președintele în exercițiu își dă demisia, moare sau își dă demisia, sau aceea în care un congres convocat hotărăște alegerea unui alt președinte. Ambele sunt cât se poate de statutare și cât se poate de legale. Prima e exclusă. Cred că domnul Orban e încă în viață și va fi multă vreme de acum încolo, iar de demisie cred că nici nu se poate pune problema. A doua e din nou exclusă. Și am să vă spun imediat și de ce. Pentru că Partidul Național Liberal a avut în curând, nu sunt încă, acum 11 luni, un congres cu 5.000 de participanți. Deci cel mai mare număr de participanți la un congres în istoria PNL-ului, probabil, ever, în orice caz după 1990. Iar din cei 5.000 de participanți, peste 80% l-au votat pe Ludovic Orban, cu toate că exista și un alt contracandidat, un om foarte onorabil al minterii. Bine, situația popularitate, așa, în 11 luni, toți cei care au votat atunci își pot lua gândul înapoi și de ce? Nu, dacă există, și probabil că există, persoane care și-ar dori înlocuirea lui Ludovic Orban, acestea sunt fie persoane frustrate de evoluția recentă a partidului, din multe motive, de la acela al faptului că nu mai sunt pe caii cei mari pe care întâmplător ajunseseră la un moment dat, până la acela poate că politica actuală a Partidului Național Liberal le lezează într-un fel sau altul interesele, sau, de ce nu, din proximitatea lui Ludovic Orban, deci din actuala structură de conducere, să fie alți membri importanți, lideri ai partidului, care să-și dorească poziția lui. Dar ultimul vot mi s-a părut cât se poate de elocvent, pentru că vetul din biroul executiv al Partidului Național Liberal a fost așa, 23 de voturi pentru susținerea lui Ludovic Orban. Pentru că problema aici, de fapt, în legătură cu acea plângere penală, ca să o clarific o dată pentru totdeauna, pentru că foarte multă lume m-a întrebat de ce am votat eu. Acela a fost un gest de solidarizare cu președintele partidului. Plângerea penală în ansamblul ei poate fi discutată, putem discuta oricât. Demersul plângerii penale poate fi discutat, dar colegul nostru, un alt vicepreședinte al partidului care a cerut votul, pentru că nu Ludovic Orban l-a cerut pentru a vedea dacă suntem sau nu solidari cu președintele partidului. Din cei care erau atunci în sală, 23 de membri ai biroului executiv au votat pentru solidarizare cu Ludovic Orban, 3 au votat împotrivă, dintre care 2, nu, și 3 s-au abținut. Dintre cei 3 care s-au abținut, 2 au făcut-o din principiu. Nu pentru că nu ar fi solidari, pot garanta, cunoscându-i foarte bine, nu pentru că nu ar fi solidari cu Ludovic Orban.
Deci asta e situația în interiorul Partidului Național Liberal. Cine sunt acele trei persoane care s-au opus? Păi nu mai țin minte exact. Știu, nu, chiar nu vă pot spune. Chiar nu știu exact care sunt cei care au votat împotrivă și care... Dar oricum în media au circulat repede informațiile pentru că media era acolo. La un moment dat am înțeles că un post de televiziune a transmis în direct discuțiile din sala de ședințe. Vreau să vă spun un singur lucru. Singura declarație clară, fermă și două declarații clare, ferme și categorice împotriva acestui act politic, public, al cetățeanului Ludovic Orban la început. Unul a fost cel al domnului Viorel Cataramă, care nu este lider național al Partidului Național Liberal, care este lider local al Partidului Național Liberal, fiind prim vicepreședinte al organizației sectorului 2. Și al doilea, care de data aceasta nu era o discuție pe tema documentului, pe tema plângerii penale, ci era o discuție în legătură cu felul în care Ludovic Orban, cetățeanul, a decis, a fost punctul de vedere a unui prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal de data aceasta, domnul Iulian Dumitrescu, președintele organizației Prahova. În ceea ce îl privește pe Iulian Dumitrescu, e clar, Iulian Dumitrescu a avut în acest moment o altă poziție decât aceea a președintelui Partidului Național Liberal și a majorității liderilor naționale ai partidului. Ce va face mai departe, nu știu. Dar în presă s-au vehiculat tot felul de informații pe care, după discuție cu Ludovic Orban, pentru că eu n-am informațiile concrete, aș putea să vă spun că par a fi fundamental false. Acolo au apărut tot felul de informații legate de participarea la această interesantă coaliție, la acest monstruos complot a 20 de organizații din cele 47 câte are Partidul Național Liberal, parcă, a unor alt personaj de data aceasta cu mare greutate în Partidul Național Liberal, membru și el prim vicepreședinte, domnul Bolojan, primarul Oradei, lucruri care sunt cât se poate de false. Și doamna Gorghiu. Doamna Gorghiu este un fost președinte interimar al Partidului Național Liberal. Doamna Gorghiu, ca și Raluca Turcan, nu au fost niciodată președinți aleși ai Partidului Național Liberal. Dacă vă uitați de pildă la expoziția de ieri, din curtea Partidului Național Liberal, cu ocazia împlinirii 143 de ani de la fondarea partidului, o să vedeți că ultimul președinte ales înaintea lui Ludovic Orban este Klaus Werner Iohannis. Pentru că apoi au urmat doi președinți interimari care nu au fost aleși nici de un congres, nici de cum se numea atunci la Partidul Național Liberal, delegația permanentă a Partidului Național. Da, dar oarecum doamna Gorghiu are o notorietate. Doamna Gorghiu are un cuvânt de spus, cum au toți liberalii, cu vizibilitate și credibilitate. Dar eu n-am înțeles că doamna Gorghiu a cerut demisia domnului Ludovic Orban. Nu știu, eu nu i-am urmărit, nu-i urmăresc viața și opera, dar n-am înțeles că ea ar fi fost unul dintre personajele care s-ar opune. Informațiile așa spun. Că doamna Gorghiu, că nu știu cât de adevărate sunt aceste informații. Domnul Bolojan e un personaj într-adevăr respectabil și cu credibilitate. Doamna Gorghiu este un senator onorabil al Partidului Național Liberal, dar există o distanță între calibrul celor două persoane, chiar dacă doamna Gorghiu accidental pentru o vreme a fost președintele interimar al Partidului Național Liberal. Dar există anumite nemulțumiri în interiorul PNL la adresa conducerii partidului și mă refer aici la domnul Orban. Domnișoare, întotdeauna acolo unde sunt mai mult de doi cetățeni, există o nemulțumire. În orice partid politic, în orice structură, în orice organizație, probabil că și la dumneavoastră aici, există nemulțumiri ale unora față de alții. Sigur că există nemulțumiri care probabil că sunt individuale. Sigur că există nemulțumiri față de vecinul de organizație, ca să zic așa. Sigur că sunt oameni care și-ar dori unii pozițiile altora. Poate că și eu sunt nemulțumit, că nu știu, că nu sunt nu știu ce. Dar una e una și alta e alta. Una este
nivelul, un nivel este acela al nemulțumirilor personale și cu totul altul acela al unei construcții. Plus că am început prin a vă spune, nu cred că există modalitatea tehnică astăzi, nici de a convoca, convocând chiar un congres, sunt convins că la acel congres Ludovic Orban ar câștiga cu mai mult decât 80% din voturi, cum a câștigat ultima oară. Asta era vorba lui Crin Antonescu. Crin Antonescu, de câte ori se supăra, mi-aduc bine aminte, zicea, ok, deja ați convocat 3 congrese în care ați vrut să mă dați jos. Mai vreți un congres? Mai faceți un congres, că o să câștig din nou. E un mod derizoriu de a face politică, în condițiile în care România astăzi are probleme reale, nenumărate. Iar ținta principală, ca principal partid de opoziție al Partidului Național Liberal, este să se lupte cu adversarul său politic, care e Partidul Social Democrat, prin mijloace democratice, parlamentare și extraparlamentare. Parlamentare, din nefericire, avem o problemă, pentru că nu suntem sub 20%, ci suntem sub 20%, dar cu datorită modului dezastros în care, în preajma alegerilor din 2016, a fost condus acest partid. E absolut demeritat scorul și nu corespunde credibilității reale a acestui partid în societatea românească. Noi cu toții suntem până la urmă responsabili pentru faptul că am ajuns aici. Sperăm că ne vom afla în alt loc. Dar pentru a ne afla în alt loc la următoarele alegeri, Partidul Național Liberal trebuie să se mobilizeze și să renunțe la învârtelile pe sub masă și la încercările de unora și ale altora de a câștiga poziții mai importante decât cele pe care le-au atunci. Pentru că e vorba de orgolii și interese personale. Acum, revenind la plângerea penală a domnului Ludovic Orban, cât de justificată vi se pare această plângere? Doamne, n-am vă spune prea multe lucruri despre acest episod, dintr-un simplu motiv. Unu, pentru că nu sunt jurist. Doi, pentru că n-am, chiar dacă aș fi chiar nefiind, m-am uitat pe ea, n-am citit-o de la un cap la altul, pentru că oricum nu înțelegeam totul. Sunt oameni care pretind că știu și înțeleg, chiar dacă sunt ingineri sau Dumnezeu știe ce. Eu știu că știința dreptului e una foarte sofisticată și se adresează specialiștilor, nu nespecialiștilor ca mine, dar un singur lucru vreau să vă spun. Acolo sunt câteva elemente care par, din perspectiva unui cetățean, a fi justificate. De pildă. Și foarte grave. Caracterul așa zis secret al hotărârii de guvern, atâta vreme cât astăzi, ieri, parcă domnul Dragnea a cerut desecretizarea, dar fapt dacă pui caracterul secret al hotărârii și faptul că domnul Dragnea, tot el, cel care cere desecretizarea, a declarat într-o emisiune, a povestit într-o emisiune de televiziune ce conține o hotărâre secretă la care teoretic el, ca nemembru al guvernului, n-avea acces. Și chiar dacă ar fi fost membru al guvernului și ar fi avut acces, n-ar fi avut dreptul legal să o facă publică, pentru că atunci ar fi comis o infracțiune. Aici nu eu am pronunțat, asta e treaba organelor specializate ale statului, pentru că de aia trăim într-o societate democratică. Ceea ce în calitatea mea de istoric și de cineva care are un oarecare exercițiu în relațiile internaționale, că nu degeaba am fost 7 ani director general al Institutului Diplomatic Român și consilier diplomatic al unui președinte al României, ceea ce mi se pare foarte grav este faptul că un guvern, să acceptăm că în totalitatea sa, cu toate că ministrul de externe Mereșcanu, un om cu un palmares redutabil, a fost cu mult mai reținut în comisia parlamentară decât colegii domniei sale de guvern, ageami în politică externă, acceptând chiar că acel guvern a avut un punct de vedere uniform, ceea ce nu e cazul, cred eu, am senzația, n-am informația, tot a dus dincolo de limitele legalității și moralității politice decizia. Pentru că o decizie importantă ca aceasta nu putea fi luată fără
avizul sau consultarea unui jucător important în politica externă a României, care, oricum s-ar numi el, este președintele României. Ori toate aceste lucruri trebuie spuse cu claritate. Asta nu înseamnă că România nu are dreptul și poate obligația, nu știu, de a sprijini mutarea ambasadei la Ierusalim. Nu! Nu intrăm în fondul problemei. Problema e mult prea importantă și mult prea delicată pentru a fi discutată așa. Poate că e justificat ca România să-și mute ambasada acolo. Dar nu așa. Nu prin decizia personală a unor cetățeni care nu au atribuții în domeniu sau care măcar nu au exclusivitatea atribuțiilor în domeniu. Despre asta e vorba. Această plângere penală, în ce fel schimbă modul de a face opoziție în România? Din nou trebuie să vă spun că... Pentru că din partea liderului... Din nefericire, nu e un mod de a face politica care să-mi fie mie comod. Din contră, eu sunt împotriva, în principiu, împotriva acestui mod de a face politică. Nu Ludovic Orban e cel care a inventat sistemul. Mi-aduc aminte cu câteva zile în urmă de o plângere penală sau de o amenințare cu plângere penală, cu câteva luni de fapt în urmă, la adresa lui Cristian Bușoi, președintele organizației PNL a municipiului București, nu? Deci nu e inventată de el. Din nefericire, România a ajuns aici. Și faptul că România a ajuns aici se datorează, cred eu, în bună măsură anilor destul de bizari în care România s-a aflat sub administrarea lui Traian Băsescu. Gândiți-vă că toate atacurile împotriva și inculparea derizorie în primul moment într-un proces al fostului prim-ministru al României, fost președinte al Camerei Deputaților, lider până la un moment dat al principalului partid de opoziție atunci, Adrian Năstase, s-a produs atunci. Este un tip violent și necivilizat de a face politică. Dar nu noi l-am inventat. E un tip de război în care nu noi am folosit pentru prima oară aceste arme. Repet, eu nefiind un adept al acestui mod de a face, eu personal, al acestui mod de a face politică, ba dimpotrivă. Votul din biroul executiv al Partidului Național Liberal a fost un vot de solidarizare a unei echipe cu președintele Partidului Național Liberal. Și dacă s-ar fi supus votului unui congres sau unei adunări mai mari, nu mai știu care era aia, poate fi birou politic, din nou lucrurile ar fi stat la fel, sunt convins. Dumneavoastră sunteți unul dintre susținătorii, să spun așa, domnului Ludovic Orban în acest demers? Nu, eu asta? Nu, e prea mult spus. Eu fac parte din echipa lui Ludovic Orban, cum fac toți ceilalți 22 de votanți ai acestui punct de vedere și îl susțin pe Ludovic Orban ca președinte al Partidului Național Liberal. Fără a fi un adept al plângerilor penale. Nu sunt, deloc. Dimpotrivă. Am fost eu însumi pus în situația de a face o plângere penală împotriva cuiva care îmi crease un prejudiciu major și în pofida sugestiilor am refuzat să o fac pentru că nu e genul meu de a exista. Aș vrea să discutăm puțin și despre domnul Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal. Acum, consultând câțiva foști purtători de cuvânt ai partidului, am sesizat că domnul Dancă este practic primul care ocupă această funcție și care este plătit pentru această funcție. Asta, informația înțeleg că a dat-o Daniel Zamfir. Senator, da. Daniel Zamfir, da. Acum voiam să vă întreb, este Partidul Național Liberal într-o situație financiară deosebită în acest moment încât să-și permită chiar plata purtătorului de cuvânt? Deci, sunt convins că dacă e adevărat, nu știu dacă e adevărat, dacă domnul e adevărat, Ionel Dancă a declarat pentru PS News, însă n-a spus ce sumă. Da, bun, deci dacă e adevărat plătit, că e plătit, am convingerea că operațiunea în primul rând este absolut legală. Decizia cred că este a secretariatului general sau poate a președintelui, dar mai degrabă a secretariatului general. Nu este o decizie politică pentru a fi noi consultați.
Mai mult decât atât, despre Ionel Dancă și calitatea lui de purtător de cuvânt, nu pot să vă spun, dar văzând ce face, am senzația că Ionel Dancă altceva nu mai poate să facă. Deci Ionel Dancă e cineva care stă acolo de dimineață de la 8 până seara la 8. Ori el nu e, de pildă, ca mine, profesor undeva, de unde își câștigă existența, făcând sau derulându-și activitățile politice ca pe o formă de hobby sau de punere a serviciilor, hai să-i dăm o formă, o varianta glorioasă, în interesul colectiv. Nu. Dar nu este acesta un soi de discriminare? Ceilalți purtători de cuvânt n-au fost plătiți. Nu știu cine au fost, nici nu mai mi-aduc aminte cine a fost predecesor. Doamna Alina Gorghiu, spre exemplu, a fost purtătorul de cuvânt. Purtătorul de cuvânt al campaniei, doamna Gorghiu a fost purtătorul de cuvânt al campaniei prezidențiale a lui Klaus Iohannis, numai că doamna Gorghiu în clipa aia avea salariul și toate avantajele unui deputat. Domnul Voicu, spre exemplu. Domnul Voicu a fost când? Tot așa. Și el era deputat. Mai dați-mi că o să vedeți că toți aveau un salariu. Deci chiar dacă ar fi stat toată ziua acolo, aveau un mijloc de existență asigurat. Omul ăsta înțeleg că n-are altceva și mai are și patru copii sau câți, trei, patru. Domnul Zamfir vorbea chiar de o sumă de 3.000 de euro. Acum... Nu știu ce știe domnul Zamfir. El e probabil, domnul Zamfir e inițiat în secretele zeilor, eu nu sunt. Ce părere aveți despre refuzul sistematic al domnului Ludovic Orban de a oferi detalii publice despre firma la care dânsul este angajat? Normal. Dar de ce preferă domnul Orban să înțeleg să că a fost, înțeleg că a fost întrebat dacă lucrează undeva, a spus că dă consultanță pentru o firmă și că nu vrea să dea numele firmei care, despre care a garantat că e o firmă care nu are nicio afacere cu statul. Iar PS News a dovedit că este o firmă care are contracte cu statul. Nu știu. Chiar nu știu. E un subiect în care m-ați pierdut cu totul. Eu știu ce a declarat atunci la început. N-am urmărit subiectul. Dar el a spus atunci și n-am motive să nu-l cred, că motivația este aceea ca cumva unii dintre adversarii săi să nu se îndrepte împotriva firmei. Asta e teoria lui Orban. Întrebați-l pe el. Chiar nu știu. Păi, noi l-am întrebat, doar că dânsul nu ne răspunde, de-aia vă întreb. El a spus, deci domnul Orban a declarat, repet, că acea firmă n-are relații cu contractuale cu statul. Repet, PS News a dovedit cu documente că acea firmă are contracte cu statul. Acum... Întrebați-l din nou pe domnul Orban, vă rog frumos, chiar n-am informații. Mai încercăm. Nu știu ce firmă e, nu știu cu ce se ocupă firma, abar n-am, vă rog să mă credeți, sunt sincer, ați văzut că spun ce cred, nu zic altceva. Dar de ce refuză domnul Orban să discute despre acest subiect? Din nou întrebați-l pe el. Chiar n-am informații, aș vorbi degeaba, specula. Nu s-a discutat acest subiect în interiorul Niciun Partidului Național Liberal. Nimeni n-a zis nimic. E un subiect care a făcut vâlvă în media, cel puțin. A făcut câteva valori, chiar vâlvă. Deci nu s-a discutat subiectul. N-am auzit nicio discuție în interiorul conducerii publică. Alea private, eu nu prea sunt membru al diverselor grupuri și grupuscule, dar public n-am auzit nicio discuție în interiorul Partidului Național Liberal pe această temă. E normal atunci când ajungi într-o poziție ca poziția, cum este poziția lui Ludovic Orban, să ai nenumărați adversari în interior mai ales. E o vorbă celebră pe care o tot zic în ultima vreme, pentru că mi se pare cât se poate de coerentă. E o poveste celebră în legătură cu un tânăr parlamentar britanic care s-a așezat lângă primul ministru de atunci, pe numele său Winston Churchill, și a spus: domnule prim-ministru, acolo în față sunt dușmanii, nu? Nu, în față sunt adversarii, dușmanii sunt în spate. Bine, acum nu știu cât de normal este ca un asta e în politică, oriunde se întâmplă. Vă dădeam exemplu Marii Britanii. Știți că acolo opoziția și puterea stau față în față la distanță suficient de mare ca să nu se poată împunge cu săbiile. Acum că vorbeați de adversari, revenind la domnul senator Daniel Zamfir, care am văzut că e un adversar al domnului Ludovic Orban. Domnul Daniel Zamfir este un senator ales pe listele Partidului Național Liberal, care a fost, înțeleg, știu, exclus în prima fază, în primul pas al excluderii de către biroul executiv, urmând a fi supusă la vot
această excludere în celălalt for superior, care este Biroul Politic Național. Dar în ce măsură a meritat acesta să fie exclus din Partidul Național Liberal? La care luăm povestea cu Daniel Zanfir, sunt multe în istoria partidului. E justificată această Sunt multe excludere? În istoria Partidului Național Liberal. Nu știu dacă e justificată sau nu, dar domnul Zanfir face de servicii majore, mai ales în ultima vreme, Partidului Național Liberal. Pentru că, așa cum vă spuneam, eu cred că adversarul nostru este PSD-ul. Adversarul politic. Nu sunt dușmanii noștri. Să fie clar. Eu nu, repet, n-am o viziune violentă asupra politicii. Sunt competitorii și adversarii noștri. Deci sunt cei pe care, prin arme politice, trebuie să-i învingem la vot. Eu asta cred despre politică și de-aia fac un fel de politică. Eu nu fac chiar politică pe de-a întregul, da. Atunci, cum credeți că ar trebui să lupte Partidul Național Liberal în următoarea perioadă cu PSD? O problemă importantă a Partidului Național Liberal în această vreme este faptul că accesul său mediatic e limitat. Eu însumi experiențe destul de triste. Eu fiind un personaj care joacă în media de foarte multă vreme. Țin minte că abia se înființase primul post de știri din România, Realitatea, 2003. Și eu am moderat o emisiune acolo. Deci sunt cineva care știe bine cum funcționează media, care îi cunoaște destul de bine pe cei mai mulți dintre principalii jurnaliști din țara asta, cineva care a suportat înjurături, având de pildă săptămânal un editorial în evenimentul zilei, atunci când aveau cu totul un alt punct de vedere decât al majorității celor care scriau în evenimentul zilei. Știu bine cum se joacă jocul ăsta. Dar nu mi se întâmplă odată, mi se întâmplă în ultima vreme foarte des, ca să mă trezesc într-un studio de televiziune singur, unde am în față 5-6 adversari politici. Pentru că toți ceilalți sunt de fapt de aceeași culoare și de obicei, nu întotdeauna, dar de obicei, cei mai agresivi sunt moderatorii. Ori, e un joc în care Partidul Național, pe care Partidul Național trebuie să-l joace în condiții extrem de dificile. Accesul nostru la media e limitat. Chiar și singurul post de televiziune care, acum văd că și-au schimbat puțin atitudinea, dar chiar și singurul post de televiziune unde ne duceam relaxați, o bucată de vreme după alegerea lui Ludovic Orban, nu ne-a mai iubit la fel de tare cum ne iubea înainte. Am văzut că ieri, spre exemplu, domnul Dancă a dat afară un post de televiziune din curtea PNL-ului. Dacă e adevărată, că am văzut-o și eu filmată și probabil că e adevărată, e o eroare fundamentală pe care domnul Dancă a făcut-o și o spun cu toată convingerea. Eu, în locul domniei sale, n-aș fi procedat așa. Cum ați fi procedat? Și lăsat pe jurnaliști să se plimbe pe unde vor ei. Mi se pare cât se poate democratic. Da. Pe final, aș vrea puțin să discutăm și despre poziția pe care o mai are România în interiorul Uniunii Europene. Cât de mult afectează imaginea țării noastre acest tot scandal iscat în jurul ambasadei din Israel, mutării ambasadei din Israel? Cât de mult ne afectează pe noi? Eu am fost cu Ludovic Orban ca vicepreședinte pentru politică externă în vizita din Germania, atunci când Ludovic Orban s-a întâlnit cu cancelarul Angela Merkel și cu ne-am întâlnit, a fost o întâlnire unul la unul, dar noi ceilalți am participat la toate celelalte întâlniri. Și vreau să vă spun că cum am fost cu o săptămână sau două săptămâni înainte, tot cu Ludovic Orban la Bruxelles, când s-a întâlnit cu toți liderii PPE-ului. E o situație bizară, pentru că, cum știți, Uniunea Europeană, în ansamblul ei, mai ales mari jucători din Uniunea Europeană, inclusiv Marea Britanie, care se depărtează zilele acestea de Uniunea Europeană, dar care din acest punct de vedere păstrează același punct de vedere, sunt împotriva mutării intempestive, repet, mutării intempestive a ambasadei la Ierusalim. Decizie pe care, în virtutea unei legi din 1995, votată în Congresul American, Donald Trump a adoptat-o, dreptul lor.
cu toate că încalcă prevederile rezoluției Organizației Națiunilor Unite din momentul constituirii statului Israel în 1948. Asta e un alt subiect. Noi ne aflăm deci undeva între ciocan și nicovală, pentru că noi suntem membri ai Uniunii Europene, construcție care adoptă o poziție, și pe de altă parte suntem într-o relație extrem de apropiată cu Statele Unite ale Americii, fiind care este principalul nostru aliat strategic. În această poziție, repet, eu nu spun că nu este justificată în termeni normală mutarea la un moment dat a capitalei la Ierusalim. Capitala e deja mutată, a ambasadei României la Ierusalim. Numai că lucrul acesta nu trebuie, și repet, termenul făcut intempestiv, trebuie bine analizat, trebuie compatibilizate punctele de vedere ale aliaților noștri și trebuie ca decizia să fie una politică și a societății românești în ultima instanță, pentru că este o mișcare fundamentală pentru România. Partenerii cu care s-a discutat și la Bruxelles și în Germania înțeleg situația României, dificilă a României. Și înțeleg și situația încă și mai dificilă a Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal fiind partidul care l-a susținut pe fostul său președinte, Klaus Werner Iohannis, pentru obținerea mandatului de președinte al României și care tocmai a votat că îl va susține dacă acesta va candida încă o dată în alegerile viitoare. Deci, repet, probabil că pentru România ar fi mai sănătos ca să o luăm easy, take it easy, să o luăm încetul cu încetul, cu decizii raționale și nu intempestive și cu decizii adoptate în mod democratic prin consultarea tuturor organelor și organismelor și de ce nu implicate și de ce nu a societății românești. De ce credeți că nu a fost consultat președintele Klaus Iohannis? Pentru că există unii decidenți politici români care, din nefericire, pun sentimentele și atitudinile personale deasupra obligațiilor instituționale. Pentru că asta a fost o încălcare a obligațiilor instituționale din antipatie, râcă, pismă, agresivitate personală, nu știu cum să zic. A mutat războiul de pe plan intern pe plan extern? A mutat, a personalizat o relație care n-avea rost să fie personală. Ea trebuie să fie interinstituțională. Domnule Vlad Nistor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Cu plăcere oricât.